Bună seara, doamnelor și domnilor! Bună seara, doamnelor și domnilor! Începem un, un grupaj de, de emisiuni cu un titlu mai prozaic, așa, dar care are legătură cu ce se va discuta aici. Emisiunea se numește Pas în doi. O să fiți, la un moment dat, o să ziceți că de ce pas în doi, de ce nu pași în doi, pentru că discuțiile pe care dorim să le aducem în, în atenția dumneavoastră în... Prin intermediul acestei emisiuni vor fi discuții neconvenționale, vor fi discuțiile pe care uzual dumneavoastră le aveți să spun în casă, le aveți în la rând la când vă duceți la să zic, la piață, la magazine, vor fi discuții care vor ieși un pic din șablon. Începem, cum am spus pentru prima dată în această seară gândindu-ne la un om care. Nu mai este un om care ne-a încântat în ultimul deceniu al veacului trecut. Este vorba de Didi Prodan. A murit tânăr, generația de aur, toată lumea știe, iubitorii de fotbal mă refer, știe ce a făcut Didi Prodan pentru, pentru Naționala României. Deci un gând pios pentru, pentru un astfel de om care, uite, s-a prăpădit așa de, de tânăr. Acestea fiind spuse, vreau să începem Parcursul emisiunii, și vă anunț: invitatul meu din această seară este domnul Cristian Gingăș, consilier local, dar dincolo de demnitatea publică pe care o are în acest moment, este un om extraordinar de activ prin ideile, prin concepțiile, prin proiectele pe care le are activ pentru comunitatea băcăoană. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Consider local independent, foarte important. Consilier local independent. independent, sper să vă păstrați independența pentru că dă bine, mai ales pe, pe, pentru dumneavoastră sunteți un blogger activ. 10 uh, ani deja de activitate de, de, de local. De... Vreau să discutăm în această seară uh, despre lucruri care uh, sunt la vedere. Uh, primul dintre ele face trimitere la un festivism eu l-am numit, nu exacerbat, un festivism deșansat. Mă refer la, cum vedeți dumneavoastră, tăierile astea de panglici, cum vedeți că la intervale de timp, odată la patru ani, oamenii politici își pun căștile de protecție în cap, se îmbracă în salopete, dispar da. cravatele. Ce ziceți? Cum este perceput de bloggerul Christopher93, de dumneavoastră, o astfel de, de, de chestie. Eu am tot scris despre aceste lucruri și pe parcursul timpului le-am și criticat, dar și le-am ironizat pentru că, pe de-o parte, ai niște realizări, dar, pe de altă parte, aceste realizări se întâmplă fix în, în pragul alegerilor. Uh, și aici chiar sunt niște povești la nivel local. Uh, plecăm cumva în trecut, adică ne întoarcem în trecut. De, de exemplu, în 2008, acel bazin olimpic care Așa. trebuia inaugurat undeva în anul 2006. De exemplu, sora mea a făcut în de performanță și ea s-a lăsat de acest sport tocmai pentru că trebuia să facă drumuri până la Piatra Neamț ca să se antreneze. Este acolo o bază sportivă privată. Acel bazin, de exemplu, trebuia să capete contur, modernizarea lui în 2006, dar a fost amânat cumva tocmai ca să fie inaugurat în 2008. Adică așa s-au potrivit astrele. Apoi merge mai departe. Și ne uităm acum la locale ce s-a întâmplat cu centura. Vă dați seama, deci nu s-a inaugurat centura pe care o așteptăm de 12 ani de zile, s-au inaugurat lucrările la centură. Așa. Asta, și, și, și toți se băgau în cadru, eu, ba eu, ăia da. de dreapta, mă rog, de dreapta. pnr spuneau că ei a, 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 au făcut aceste lucrări posibile pentru că tehnocrații sunt la guvernare, psd -și spuneau pentru că. Mă rog Ponta a semnat atunci contractul de execuție și așa mai departe. Acum ave ne uităm la nivel județean. Vedem cum mai mari județului foști mă rog foști președinți de consiliu Județene care astăzi candidează și 12 ani din păcate nu au mă rog nu, nu și au pus căștile de protecție pe cap, da probabil. și nu au dezvoltat județul și nu au adus n-au adus satul mai aproape de oraș, așa cum se lăudau în campaniile trecute. Îi vedem cum inaugurează tot felul de obiective pe la spitaluri pe la spitale și uh, chiar acolo, adică, haideți să ne uităm la, la radioterapie. Au inaugurat acest nou obiectiv care este foarte așteptat de Băcăoani. Radioterapia sau vă referiți la remene? Sunt două lucruri distincte. Uh, de secția de radioterapie, de la, la, la această secție vă referiți la Spitalul Județean, probabil, nu? Uh, remene, mă scuzați, așa. La RMN. La remene. Da. Au inaugurat-o acum și va deveni operațională abia peste, nu știu, câteva, două, trei săptămâni. Așa este. Deci cumva să pornească în campanie electorală cu un obiectiv... Ei uh, au spus că pe 21 o, sau pe da, 26 da, Sunt, sunt niște voci, va funcționa. Sunt da. niște voci din interior care spun că acolo încă nu sunt specialiști care vor face operațional acest remene. Acum nu știu, urmează să vedem. Sper sper să aducă specialiștii și să se întâmple pentru că până la urmă au de câștigat băcăoanii. Păi asta vă întreb. Ce treabă are tăiatul panglicii și pozele alea, blisurile în față, cu omul care... Nu mai dă 200 și ceva de lei sau chiar mai mult, până în 600 de lei la privat, să meargă să-și facă o astfel de, de analiză. Nu prea văd legătura. Mi-ar rog niște chestii care țin da. de festivism, care țin de... Ne cred proști oamenii ăștia. Așa, așa o văd oamenii politici ăștia care au fost până acum. Eu, de exemplu, mie mi se pare destul de ciudată faza asta, ca după ani de zile în care nu s-a întâmplat nimic în județ sau în municipiu, să vii acum să inaugurezi... Obiectivul ăla care a așteptat de ani de zile, la fel și cu Spitalul Municipal. Haideți să ne amintim că odată la patru ani, fostul primar Romeo Stavarache se lăuda cu acele, mă rog, tichete de uh, consultații gratuite la Spitalul Municipal. Și iată că nici astăzi, nici nu, astăzi este, nu, este func da, da? nu este funcțional. Pentru că acolo a existat un contract uh, încheiat în cel mai dubios mod. Sunt niște clauze care în continuare păstrează spitalul la executant, chiar dacă unul dintre executanți a intrat în insolvență și acum actuala municipalitate se bate în instanță să recupereze și să termine investiția. Asta cu toate că avem acolo aparatură de 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 milioane Zeci de, de, mii, de da. euro. Știu că am citit tot pe blogul dumneavoastră, am citit, au fost și interpelări în consiliul local pe tema asta. Da, da, da. În condițiile în care spitalul județean este sufocat de oameni care de, de, și medici sunt sufocați de, de pacienți care nu-și văd analizele făcute, ori tratamentul dus la da, bun sfârșit. Și dacă ne uităm, acolo sunt zeci de milioane de euro care stau nefolosite și asta pentru că cei care au condus până acum municipiu n-au negociat în numele băcăoanilor, ci au negociat cu firmele, nu știu după ce interese și în baza, în baza căror principii. Pentru că eu, de exemplu, dacă aș încheia un contract în numele municipalității, aș face în așa fel încât să mă asigur că sunt clauze acolo exacte pentru constructor ca to tocmai pentru că atunci când doia razna sau nu și execută obligațiile să-l sancționez. Se poate fi tras la răspundere. Mi aduc aminte că presa a fost invitată în 2000, nu știu, Tăricianu a fost acolo, cu o grămadă de politicieni. În 2008 au prima cărămidă, pus prima prima cărămidă, 2008-2016, 8 ani. 8 ani, da. 8 ani și în continuare, câte acolo? 75% realizare. Realizat ceva de gen... 75%, alții spun mai mult, un procent mai mare da. este realizat, dar avem acum un blocaj în cauza unei firme, nu? În cauza unei firme, dar de... nu firma, că firma până la urmă ia contractul și spune astea sunt drepturile mele. Până la urmă e o relație între doi terți. Dar problema e contractul, deci municipalitatea nu s-a asigurat că acolo sunt niște clauze tocmai astfel încât cetățenii să aibă de câștigat. Uh, și ne amintim acum cum uh, diversi consilieri locali încercau să intre pe șantier în anii trecuți și nu aveau acces pentru că nu, nu, nu dorea constructorul. Dar până la urmă, cine e beneficiarul investiției? Constructorul oh. sau, uh, sau băcăuanii reprezentați de acei consilieri? Pentru că eu, dacă m-aș duce, de exemplu, pe insulă să vizitez obiectivul, aș lua și câțiva băcăuani cu mine. Perfect. Nu m-aș duce doar eu să zic că m-am dus acolo, la fața locului, fac niște poze. Postez? Mă dau important, am da. verificat, o să fie, nu știu ce mi-asum. Nu, să vină băcoanii să vadă ce se întâmplă acolo, să vadă cum niște copaci au fost tăiați, să vadă cum proiectul a fost greșit din s tăiat start. s acolo, încă nu s-a tăiat, urmează, nu? Probabil în 2 ani ziceam că va fi și acolo o tăiere de panglică, nu? Din păcate, doi ani, pentru că și acel proiect al decolmatării care e la Ministerul Mediului stă pe loc. Trenează, da. Și ăla e un obiectiv important pentru municipiul Bacău. Adică este, unde poți să mergi în momentul ăsta? Pentru Ai agromet, unde da. să te duci pe timp de vară în, în, Bacău să poți să zic, stai, da, te duci acolo la unitățile militare, nu? Ai... Mai așa niște, parc, Business niște în parcuri, în da, da, da. Ai niște, și, și, zona aceea în Gheraiești, ar trebui, mm. ar trebui regândită acolo. Au, au, chiar au fost niște tineri care au, au făcut deja un festival care se află deja la treia ediție da. Și au acolo niște idei, le-au depus la primărie, dar niciodată nu i-a luat nimeni în seamă. Și proiectul ac acela chiar a atras atenția asupra Parcului Gherești și după ce aceștia acestea au desfășurat e acolo E important, dezvoltați un pic, despre ce proiect Este o asociație, acolo? Asociația pentru Dezvoltare Activă, care da. organizează în fiecare an zilele Parcului Gherești, undeva a toamna Chiar a fost acum vreo două luni și acolo desfășoară activități pe parcursul unui, unui, unui weekend, tocmai ca să atragă atenția că acela este un loc care uh, poate fi pus în valoare. Și pe parcursul ultimilor ani am văzut cum uh, s-a pus lumină în parc, s-au schimbat becurile, cum se face curățenie în mod periodic, dar e foarte bine, dar nu este de ajuns. Adică ei au, au și niște idei de dezvoltare, de viziune acolo și se pot face lucruri extraordinare în acea zonă, lângă apă. Cumva trebuie să ne orientăm spre apă, dacă o trebuie să se reorienteze spre apă și cumva să ne, ne dezvoltăm de-a lungul Bistriței. Cumva. Tot mai avem, nu numai de... pe lung, nu numai pe lung rutier vorbind, da. ci și din punct de vedere al agrementului. Și așa este uzinată Bistrița. Noi avem doar o, o, un, un firicel din, din ea, nu așa cum este în județul Neamț. Știm bine cum arată Bistrița, cea care merg plutele pe ea. Mergeau, plutăritul era un sport național cândva. <laughs> a dispărut și, și, au dispărut și lucrurile astea. Rămânem totuși în, în, în tema festivismului, a, tăietul, a tăiatului de panglici. Banii lor, banii noștri, ei sunt acolo totuși oamenii care își păstrează câte o bucățică de tricolor în fiecare, la fiecare astfel de eveniment. Cum credeți că percep oamenii lucrul ăsta? Uh, Discutați cu multă lume de -aia da, vă -și da, da, da. Uh, uh, oamenii vor ca lucrurile să se întâmple Nu interesează acea festivitate cu cât chiar, chiar, era o fotografie, nu mai știu, de, parcă de pe la Cluj, și am văzut o zilele astea în campanie, la începutul campaniei, nu știu, erau vreo 25 15 oameni care erau la rând și tăiau aceeași panglică. Da, pe aceeași panglică, da. Oamenii, vă dați Am seama, se uită... 10, 20 da, de da, oameni da, la se, un singur lift. Se uită la oamenii aceștia și se întreabă de ce trebuie să faci totuși lucrul ăsta. Că, dacă sunteți 20 acolo, nu iese nimeni în evidență. Important e să faci acel proiect cât mai, cât mai curând, să-l desfășori transparent, să oamenii atunci când faci proiectul sau înainte de a face proiectul, pentru că, iarăși aici, și de asta am și candidat, a existat dezbaterea publică pe foarte multe subiecte municipiul Bacău, iar atunci când faci un proiect, de exemplu, strada Milcov, o modernizezi sau uh, uh, Calea Moinești, consultă oamenii, dar nu la modul acela, consultarea aceea obligatorie care Așa, este trecută în lege, legea, de da, pui da. un afiș undeva pe o stradă și s-a o... dezbătut. Nu, faci un eveniment, bați la poarta oamenilor, îi anunți că s-ar putea ca în 2 ani să, să arate altfel strada și să-i întrebi ce vă doriți aici. De exemplu, doar pe calea Moinești au fost puse piste pentru bicicliști. Acela e un proiect început în anul 2013-2014. Știu că l-ați conceput și sunteți inițiatorul lui. Mă rog, eu am o, o inițiativă cu Băcoanii vor piste pentru biciclete Așa. și am militat pentru asta în ultimii doi ani. Și mă bucur acum că am ajuns în Consiliul Local și că de acolo pot promova această agendă. Drept urmare, la începutul anului, atunci când nu eram Consilier Local, m-am zbă zbătut ca în bugetul pe anul acesta să fie bani pentru planul de mobilitate urbană care nu e doar o strategie, ci e necesar pentru a accesa fonduri europene pe tot așa ce înseamnă urbană. Pe așa ceva. 40 de milioane de euro pe care îi are la dispoziție numai municipiul Bacău. Bacău, deci 40 de milioane așa. de euro pe mobilitatea urbană. Pe mobilitate urbană și dezvoltare urbană. Cine să facă proiectele astea? Avem totuși o agenție, Vârmăria are... Agenția de dezvoltare locală. Din așa. păcate, aceasta a fost sugrumată până acum și oamenii de acolo, pentru că eu cunosc vreo 2-3 pe fonduri europene care se pricep sunt acolo, buni. sunt buni, dar n- au fost să se dezvolte. X și zero, practic. Da, aparatul de specialitate în general desfășura acolo o activitate, făceau niște referate, dar când ajungeau la voința politică se izbeau de un mare nu. Nu zic că acum s-ar fi schimbat, Încă, adică actuala administrație e tânără, eu nu fac parte din ea, cumva sunt în opoziție, sunt independent. Dar încerc să pun numărul la proiectele acelea care mă interesează și planul de mobilitate urbană este unul dintre ele. Chiar primarul, și asta mi-a plăcut, m-a invitat la primele întâlniri cu cei care au câștigat contractul, pentru că dacă noi bicicliștii nu ne băteam pentru acest plan de mobilitate... Anul ăsta nu erau bani în buget. Iar domnul... Presupune pistele alea de biciclete practic în tot municipiul? Plan, de municipi? mobilitate, Așa. Plan de mobilitate urbană înseamnă planificare pe tot ce înseamnă transport de persoane în Bacău. Așa. Autobuze, deci transport public, piste pentru biciclete, parcări, trafic. Totul trebuie gândit unitar. Și acum ei desfășoară acele anchete, anchete în trafic, opresc, persoanele, opresc șoferii da. în oraș și întreabă de unde vii și unde pleci. Nu și un poliția control. face lucrul ăsta mă, da, în momentul da, da. Nu e da. un control de rutină, nu e da. cineva care te întreabă ca să știe el așa pur și simplu, ci că, tocmai ca să, ca să afle municipalitatea, mai precis, câștigătorul contractului, Search Corporation, să afle unde se duc oamenii, cum se deplasează. Au cerut niște statistici foarte detaliate de la Institutul de Statistică pe străzi unde lucrează oamenii de pe o anumită stradă, unde se duc dimineața. Se strâng datele astea Se strâng toate datele și se aplică un model de interpretare și pe baza acestor date va fi va fi realizat acest plan de mobilitate, va fi gata undeva în februarie, martie apoi va ajunge la agenția de mediu, va fi o consultare pe mediu. Și acolo urmează stampile, de, de, probabil de, accepturi. Da, 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 exact. Ce e foarte important e că acest plan se va, se va realiza cu, cu participarea publicului. Deci vor fi dezbatere în fiecare etapă a proiectului. După ce se strâng de actele va fi dezbatere. Înainte de a fi dus la agenția de mediu, se va, se va face o dezbatere și așa mai departe. Tocmai pentru ca noi, băcăoanii, cetățenii, pentru că practic reprezintă acolo cetățenii, să știm și să spunem ce dorim. Să spunem că nu este transport public în cartierul Izvoare, de exemplu, da. să spunem că actualul, sau, mă rog, actualul, viitorul sediu al Direcției de Taxe și Impozite nu are linie de transport public. Nu știu ce a fost în capul celor care au, au, au atribuit contractul acolo. Vă referiți la unde se, se vor muta? Unde se vor muta, le, da, da, da? da, 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 acolo în, în acea curte pe strada Vasile Alexandrie. Da. Cum, Cum sunt parcări acolo sunt foarte multe probleme la nivel local pe zona asta de transport și ăsta e unul dintre domeniile mele pe, mă rog, pe care sunt pasionat și de asta am și intrat în consiliul local să împing aceste politici pentru că sunt și alte probleme în Bacău și politicienii de carieră de până acum, ca să zic așa, au alte, au alte priorități. priorități și... Dar mai vor patru ani, asta vreau să spun, că sunt, ies în, în evidență, avem pozele vor patru ani. Da. Acum vă referiți la cei care au fost în Parlament până acum și mai da, vor patru ani și în mai Parlament. mai vor patru, da. aici e o altă istorie. Vedeam o, un comentariu la cineva care mai vrea încă patru ani după ce are trei mandate de parlamentar, iar cineva scria pe Facebook, îl recomandă. Eu am scris, ce îl recomandă pe omul ăsta? Dar... Cine, Ionel Paler sau... Nu îi dau numele pentru că am zis că nu facem politică, discutăm despre sau oameni. Gabriel da, da. Uh, Știți ce mă gândeam? Tăiatul ăsta de panglici. Noi eram învățați pe vremea lui Ceaușescu, eram învățați să punem pomi, să punem, punem, fructele în pomi, că trecea ăla. Uh, și dacă nu le vedea acolo, intra oamenii în pușcărie. Uh, credeți că a tăia o panglică a te expune în fața oamenilor ca și eu o văd o mare prostie în momentul da, de fapt. Da, Dar e, e, o racilă, deja. e ceva ce moștenim de acolo de la primele păi da. de 89. chiar asta voiam să, să să spun că e demodată această chestiune și această inaugurare de obiectiv sau de investiție poate fi făcută altfel. Poate fi făcut un flash mob. Nu știu, adică pot fi făcute alte alte chestiuni care cumva bucură cetățenii ori să poți lăsa lucrurile să curgă exact, nu fără să, să, Da, nu trebuie să aduci neapărat acolo și să de preot, să sfințească da, e, da. E, și oamenii de acolo și investiții. Adică po o poți face altfel, asta zic. E, și cumva, dacă va fi vreodată cazul să inaugurești ceva, fiți sigur că nu voi fi acolo să tai panglica la modul ăsta, ci să se întâmple să Și asta o să, asta, o să, o o să o rămână pe bandă. Voastră, adică, știți, da? Acolo unde voi fi implicat în proiect, de exemplu, sperăm ca primarul să își să și îndeplinească angajamentul pe care și l-a asumat capitala tineretului și să pună bazele unui centru de tineret și să pună în buget acest lucru și dacă la anul va fi inaugurat, oricum va fi altfel festivitatea. O să discutăm <sus> despre proiectele cele două din pe scurt pe, pe care le aveți și le știe toată lumea Moment, mare parte dintre băcăbani și alte proiecte pe care dumneavoastră, la care sunteți, să zic așa, coautori, ori le-ați promovat, dar înainte de asta, vreau să ajungem la o chestie ce ține de, de sociologie, de sondajele de opinie. Vedeți, dumneavoastră, în ultima vreme, și spun asta, în ultimii 15 ani chiar, a început declinul uh, sigur a clasei politice din, din România. Cu alte cuvinte, oamenii nu mai au Numai încredere. încredere în politicieni și atunci n-am încredere în politician, dar un crez al meu trebuie să am și să întorc cu fața spre, spre biserică, că tot aminteam de soborul de preoți nelipsit de la astfel de, de evenimente. evenimente da. Ne închinăm la moaște, chiar există o mișcare hm. zdravă în momentul de față vis-a-vis -vis de uh, Sfântul de la Prislop, e vorba de Arsenie Boca. Da. Cum o vedeți dumneavoastră? Practic e un, hm. o chestie de pasivitate, e o chestie de resemnare cum credeți dumneavoastră că uh, s-ar putea, uh, să spun eu, uh, am putea vorbi despre închinatul la, la, la moaște în condițiile în care acțiunea ar fi cea care ar fi bună în momentul ăsta? E normal să credem în ceva și eu cred în, în Dumnezeu, sunt catolic, dar uh, asta nu înseamnă automat că biserica și politicul sau banii trebuie să meargă mână-n mână în mână cum, din păcate, se întâmplă astăzi în societatea noastră, în anumite domenii. Dacă e să ne uităm la Iași, acela este cel mai mare eveniment din România. În România, la Iași, îl avem tot în septembrie, îl avem în august, îl avem la Cluj undeva la, la... E, normal, Nicu, da, la... e normal ca oamenii să creadă în ceva deasupra lor. Da. Dar Aici e, okay. e acea vorbă cum că Dumnezeu îți dă, dar nu se bagă și în traistă. Cetățenii atunci când consideră că nu se întâmplă lucruri în comunitatea lor, ar trebui să se implice și civic, da. nu doar spiritual să, să se roage, acest lucru este foarte ok, asta fac și eu, dar aleg și să mă implic civic, să văd că ceea ce îmi doresc se transpune și în politici publice, să mă implic în viața politică, dar n-am pretenția asta de, și de la ceilalți cetățeni, dar să fie activ atunci când e vorba de o dezbatere, să fie activ atunci când e vorba de vot, și aici mă refer în primul rând la tineri, la cei de vârsta mijlocie, care, din păcate, sunt scârbiți de politică, așa cum a spus dumneavoastră așa și mai este. devreme, de clasa da. politică de până acum. Da. Uh, și vor altceva. Vor să-mi de da. votărâților, oameni care știu, oameni care au în jur de 30 de ani, care nu au votat niciodată în momentul ăsta. Pentru că, tocmai aici, de ce să mă duc la vot când știu că. Pur și simplu nu au avut cu cine. Asta e, asta e problema. Uh, iar, în, iar în campanie, eu cumva am încercat să vorbesc pe limba celor oameni care nu se regăsesc în politică și tind să cred că am scos în general tinerii la vot și cei care, mă rog, nu participau și ce a fost interesant e că tineri care erau plecați și nu puteau să voteze la locale pentru că, din păcate, noi nu avem vot prin corespondență nici la parlamentare pus bine la punct, dar pe la locale. Își sunau părinții acasă și le spuneau, mergi la vot, votează-l pe XY pentru că e viitorul nostru, și, Doar prin implicare, ziceți dumneavoastră, putem schimba ceva și nu mai vedem oamenii ăia care se bat în gardurile bisericii da, pentru da. trei sărmăluțe, nu? Pentru un colocel, acolo ce le cumva, dau preoții... Cum, cumva aia este o chestie ce ține de, mă rog, de românism, așa, nu-i nu neapărat că oamenii au nevoie de, de acele că avem lucruri... că românismul de noi care concură la, da, la ceea ce da. Nu o spun ca, ca pe un mod rău. E o chestiune așa, de, mai mult de distracție, hai să fim acolo cu toții și să ne împingem. Adică, nu știu, mie mi se pare că uneori oamenii de acolo și fac acest lucru doar pentru că uh, n-au alte evenimente care să-i să anime, să-i scoată în stradă. Și aici e o mare problemă, de exemplu și în orașele noastre, în orașul nostru. Oamenii stau prea mult în casă. Noi trebuie să gândim cumva orașul, să scoatem oamenii din casă să facem să iasă, să vorbească între ei, să consume, să se adune în piețe, să facem piețe, să dezvoltăm mobilier urban, să nu mai fie atât de gri. Am fost Cristi în Germania vreo câteva luni de zile, anul trecut. Acolo primarul nu face absolut nimic dacă nu își consultă oamenii. Și vreau să spun, și lucru văzut, chiar am și discutat cu unul din edilii din, într-o localitate din Bavaria, îmi spunea că este lucrul cel mai important pentru, pentru activitatea lui să țină cont de ceea ce oamenii își doresc. Și asta contribuie, în primul rând, la acea încredere pe care o spuneți dumneavoastră în politicieni și, până la urmă, în instituții. Pentru că. Din păcate românii nu mai au încredere în instituțiile statului. Nici în instituțiile statului, statului în statul de drept mai, până la urmă. Da, mai ales în politicieni. De aici plecând iar, mă gândesc. Da, iar dacă că dacă e consulție, ei se simt parte din decizie și dacă văd că se întâmplă ceea ce își doresc ei, nu va, nu va mai exista pe viitor această ruptură între omul politic sau cel care conduce municipiul sau comunitatea și cetățenii Asta, e, adică asta trebuie să înțelegem. Și... Omul politic care totuși își spune casca pe cap, nu vreau să părăsesc, dar vezi, în ultima vreme nu i-am mai văzut, nici prin biserici nu i-am mai văzut. Practic, A, să ai aibă spus. curajul, să A. aibă curajul, adică la Cuvioasa Paraschiva, la pe 14 octombrie la Iași. Era un aflux în ultimii, să spun, în urmă cu 10 ani, de la șeful statului în jos, erau acolo prezenți. Unde preoții le puneau scaunele în primul rând și ei participau la, la slujbe. Pe șeful statului parcă l-am văzut... Uh, uh, A mai scăzut și încrederea bisericii, în general, în rândul Discutăm în și despre încrederea bisericii, bineînțeles. Și cumva cred că asta e o, e o cauză pentru care politicienii nu s-au mai îngrămădit la moaște, pentru că au observat și ei că această legătură între politic și biserică deja devine sesizabilă în rândul cetățenilor și deja lumea se prinde că treaba asta cumva nu e ok, Biserica acum trebuie să fie separată de stat. Stat însemnând ce înseamnă structura ale statului, finanțare. Oamenii trebuie să fie liberi în ceea ce privește credința. La școală să nu mi dea din oficiu religia ortodoxă, ci să fac eu o cerere dacă vreau să fac religia X, Y, Z. Există dezbatere pe, pe tema asta în școli. Da, există o mare, o mare cum să zic, lipsă de inerție la nivelul Ministerului Educației. Sunt oameni care sunt puși de bor acolo la Ministerul Educației, care au trecut da. prin, șapte, mă rog, prin șapte guverne, ca să zic așa. Deci, consilier al ministrului... Ei au rămas acolo. Da, da, care, da, care, promovează agenda unor instituții. Bor, mă rog, nu mai, nu mai dezvolt aici. Da. Dar nu, adică, cumva e normal ca lucrul acesta să se întâmple, ca instituțiile acestea să... Să, să facă această presiune, dar aici trebuie să venim noi, cetățenii implicați și activi, să spunem stop, nu e ok. Da. Și să Despre religie vreau să vorbim asta. un pic în continuare, ca și singura, să spun eu, aplecarea oamenilor deznădăjuiți în clasa politică în moment de față. Adică, practic, nu am încredere în ăștia, trebuie să am încredere în ceva, să discutam. După un moment de publicitate vreau să reluăm discuția. Sigur.